Bună ziua, dragii mei, sunt tarotul la Conoa, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Etalare aproximativ pentru iulie 2022 și cu informații generale. Voi le așezați în viața voastră în funcție de ce aveți, ce vi se potrivește. Pentru unii cu are soare, leu, poate nu se potrivește, se potrivește pentru cei cu lună, cu ascendent, vedeți, vedeți unde sunteți. În timp ce am amestecat aceste cărți, a venit îndrăgostiție. O alegere importantă în dragoste sau colaborări. Dacă nu e dragoste, nu știu. Dacă nu e dragoste, nu e nimic. În fine, alegeri importante. Iar în timp ce am amestecat aceste de cărți, a doua oară, când a venit vulpița roșie, strategie, prima oară a venit în poziție invers, apoi în poziție normală. Chestia aceasta îmi spune că aveți de-a face, trebuie să vă creați voi o strategie specială. Poate aveți de-a face cu oameni care nu sunt tocmai corecți. Poate la un moment dat voi n-ați fost tocmai corecți în anumite relații. Și acum trebuie să acționați într-un mod strategic și corect. În fine, aplicați sau integrați informația cum vreți în viața voastră, pentru că nu vreau să stau să acuz, să nu știu ce. Unii oameni sunt corecți, alții nu. Strategia a venit normal, strategia e necesară în multe, și în afaceri, și în relațiile, eu știu, cu cei apropiați, însă, eu știu, aplicați. La un moment dat, strategia nu a fost corectă. Hai să amestecăm în fața voastră. Da, mai întâi aș vrea să o situație pe care o trăiți unii dintre voi. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Iulie 2022. Iulie 2022. Deci ce îmi vine în gând la mulți ani America, nu știu, extraordinar, a doua oară când apare aceeași carte, care a fost și la Gemeni. A mai apărut odată, m-am abținut să zic. Dar se pare că insistă. Deci această carte a venit la Gemeni, aceasta a venit la Taur. În fine, poate aveți acolo planete. Sau persoanele cu care aveți de-a face au planete în Gemeni. Planete, ascendent, eu știu ce mai fi, și în Taur. Însă, puteți să ascultați și acolo, eventual, dacă știți că aveți voi aspecte. Strategia, apropo de vulpiță, în legătură cu, și acolo strategia avea numărul 3, în legătură cu o călătorie, cu niște drumuri. Dar, teoretic e una, practic e alta. Strategia trebuie să vă aducă echilibru, pentru că este 14. Să aveți răbdare ca tot ce creați, trei, prin aceste călătorii, prin comunicare, prin colaborările pe care le aveți, tot ce creați să vă aducă echilibru. Trebuie să aveți răbdare. Asta e cartea temperanței, adică numărul. Dar 4 și 1 înseamnă 5. Înseamnă și conflicte. De-aia zic, strategia a venit și normal și anormal. Vedeți cum aplicați informația în viața noastră și vedem ce legătură are cu etalarea pe care o să o facem. Acușica, acușica. Interesant. Simona, nu mai zic, că n-are rău. Uite cum a venit. În capătul setului de... Uai, șarpele. 79. O energie benefică flancată de două energii negative. De bici, care e similar cu justiția, și de șarpe, care este similar cu... Ce am, domnule? Similar cu dușmanii. Sau iar cu o atitudine negativă, obsesivă, compulsivă. Am văzut și cavalerul de spade la un moment dat. Vedem ce legătură are. Vedem ce legătură are cu voi sau cu persoanele cu care aveți voi de-a face. Pui. Hai să vedem energia pe care trebuie să o aveți în această perioadă. Deci situație. Acum energia. Soare, Luna, Venus, ascendem în Luna de nou. Leu, Soare, Luna, Venus, ascendem în Luna de Leu, iulie 2022. Aproximativ. Hai, spiritul. Wow.
Ancestorii. Probabil care are legătură cu trecutul vostru, 2 și cu 6, 8, care trebuie transformat într-o formă sau alta. Ce mai e aici? Vai, dacă câte cărți au venit. Așa pe scurt. Iar, secrete, minciunele, în legătură cu oricineva e fericit sau însărcinată și ține secret o sarcină, oricineva vrea să, să lase o femeie însărcinată și nu vrea să spună. În fine, mesaje și mesaje. Dar ce frumos, 22 și eliberarea. Eliberarea și, ce zice, învățătura. Ibisul, cel care renaște, un soi de phoenix oriental și calul, care trece dintr-un portal în altul. Posibil, sunt diferite situații. Am vorbit de secrete, da? De strategii. Cineva ascunde, poate o sarcină sau dorința de a fi fericit, fericită cu o femeie. O ascunde într-un glob. Poate o protejează, eu știu, de atacurile negative. Dar sunt niște secrete, apoi eliberarea și învățătura. Le las așa, just in case. Poate au legătură. Trebuie să aibă legătură. La capătul setului de cărți, iar 14. Iar 14 și 17. Dar aici se vorbește despre autenticitate și despre egalitate. Poate că unii dintre voi trebuie să ieșiți pentru că steaua înseamnă vindecare, 17 steaua, vindecare, vindecarea vine greu. Trebuie să aveți răbdare, temperanța și temperanța vorbește despre echilibru. Aveți de vindecat niște lucruri sau cei din preajma voastră vor să se vindece și să se bucure de o relație de la egal la egal. Vom trece și vom vedea ce apare în etalare. Hai, soare, lună, Venus, ascendent. Nodul nord în leu. 7 de monede, aveți răbdare apropo de sarcină, 7 luni, probabil. Magicianul, ați văzut, l-am ridicat invers. Cineva nu spune ce intenții sau ce vrea să creeze. Mare grijă. Ia uite, ia uite, unde deschid. Mare grijă, iar mincinosul, fugăciosul, strategul, cel care fuge, se ascunde. Mai, mai, mai. Ia. Odată. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în leu, de 2 ori, de 3 ori și tăie. Iulie 2022. O aventură. Mare grijă. Să nu se lase cu sarcină. Pentru unii, nu pentru toți. Și poate nu sunteți voi, poate e cineva din preajma voastră. 5 de monede. Faetul. 9 de bâte. Poate la un moment dat cineva v-a părăsit cu faetonul. Și voi ați învățat să stați în picioare, chiar dacă v-ați simți părăsiți. 5 de monede de cartea problemelor financiare sau chiar emoționale, acelor emoționale, pentru că e un sentiment de abandon, de însingurare, dar nu e chiar voită de... Da, cineva vă lasă atunci când aveți nevoie de ei. Vedem la clarificare ce... 5 de monede, faetonul și 9 de bâte. 9 de bâte e determinat să stea în picioare. E o carte puternică. Dar, vedeți, poate, eu știu. Aici este, încercările prin care trecem, greutățile, ne învață. E un proverb. Ce nu ne dărâmă, ne face să fim mai puternici. Uitați, exemplu. Da? Faetonul poate să fie parte din călătoria aceasta, din experiența asta de viață. O călătorie. Mai vedem și la clarificări în prezent. 3 de... Am mai apărut la Taur în aceeași poziție. 3 de cupe. 8 de spade. Vedeți cum vor să vină și valetul de cupe. Valetul de cupe vorbește de o sarcină.
O să vedem la clarificări. Trei de cupe poate să fie un triunghi amoros, o întâlnire cu prieteni, întâlnirea cu sufletul pereche. E ceva drăguț, dar care leagă mental, care creează blocaje mentale, care creează coșmaruri. Ce frumos a fost până să rămână cineva, să zic, însărcinat. Valetul de cupe. Vedem la clarificări. Poate nu sunteți voi. Poate e altcineva din viața voastră care se simte legat după o aventură. Oh, viitorul asul de cupe, ce frumos. Împăratul, frumos. Și șase de cupe. Copii. Dar... Ah, și soarele, ce frumos. Poate că vine totuși copilul acela. Pentru unii va fi un copil. Pentru unii va fi o nouă dragoste. Pentru unii va fi un anume tip de stabilitate. Dar cred că aveți de-a face cu mai multe situații. Probabil acea stabilitate o regăsiți aici. 2 și cu 2, 4, da? Împăratul. Eliberarea de trecut, de griji. Și dacă cineva are un copil din flori, să zic, dau un exemplu, și e teamă să spună, să mărturisească. Dom'le, spune care e situația. Că cui îi spui? Poate te iartă, poate îți găsești echilibru, poate, sau nu contează. Am dat exemple, da? Eliberați-vă de umbre, de probleme și învățați din experiență. Vedem și la clarificări. Foarte ciudate talările la voi. Interesant. La capătul setului de cărți, spânzuratul, iar o așteptare. După, o pasiune, după comunicare cu cine. S-ar putea să nu fiți voi. S-ar putea să fie regele de spade care e îndrăgostit de cineva. Ce pot să zic? În orice situație ați fi, trebuie să aveți credință. Chiar dacă lucrurile se amână uneori, trebuie să aveți credință și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să vedem la clarificare. Foarte ciudate tare. Țineți în secret fericirea pe care vreți să o manifestați. Pentru că sunt oameni, dușmani, oameni care vă invidiază. Deci am zis, o energie frumoasă, benefică, flancată de două energii negative. Și eventual, poate, de o aventură sau de un cavaler, de o situație. De o situație dinamică, aș spune. Nu e stagnantă. Da? Ceva e și bine în această situație sau în aceste, că sunt mai multe. Hai să clarificăm că e ciudată etalarea la lei. Clarificăm 5 de monede pentru lei. Bine că nu toți au parte de copii, dar e o chestie. A venit invers, regele de bute. Poate regele de bute care este plin de pasiune, dar nu este prea stabil, a părăsit pe cineva. Sau poate, fiind părăsiți, vă pierdeți încrederea. Și în loc să fiți regi, sunteți altceva. Nu știu. Regele de bute, invers. Nu e energie prea grozavă în trecut. Hai să vedem. Eu dau așa pe scurt mesajele, păstrați dacă vreți, dacă nu faceți ce vreți cu ele, da? Poate a fost prea fixist personajul. Interesant, regina de spade și cineva v-a vorbit într-un anume fel și v-a afectat încrederea. Sau? Clarificăm faetonul pentru leuți, soare, lună, venus, ascendent, ascendent, leu. Faetonul. Ups, steaua.
Faetonul general merge către stea. Uite cum a venit. Da? Eliberarea de această situație și poate mergeți către cineva cu marcaj învărsător, că e opoziția voastră. Dar eu aș zice altfel. Dacă au fost, uitați cum arată. Dacă au fost dezamăgiri, dacă cineva va părăsi sau voia să părăsi pe cineva, poate fi și, mergeți înspre vindecarea acestei decepții, într-o formă sau alta, voi știți, sau ați început această călătorie de vindecare. Uite, chestiune care ține de justiție sau mai bine de nedreptate. Ori, poate, persoana cu care vă întâlniți sau v-ați întâlnit, există și lei superiori și lei, poate nu, în aceeași poziție. Dacă sunteți în postura de persoană care inspiră și vindecă, pentru că nu toți lei vor fi acolo, probabil că persoana care vine înspre voi sau a venit la un moment dat își regăsește vindecarea și echilibru după o viață plină de conflicte, de nedreptăți, de suferință. 9 de bâte. Vedeți pentru cine se potrivește. Eu am ascendentul. Voi aveți luna, voi aveți soarele, Venus, variază de la un la un. 9 de bâte în trecut. Niște blocare. Ce era aici? Sunt multe. Comunicarea cu cineva. Probleme, responsabilități. 3 cavaleri. Ia, 9 de bâte în trecut pentru leuți și leuțe. 9 de bâte. Ideea este că 9 de bâte este Chiron. Chiron e pe planeta... frumos! Planeta suferinței. Dar care, din suferință, se transformă și devine profesor pentru ceilalți. Bloca... Am zis exact ce am zis mai devreme, susține. În momentul în care transformați blocajele, transformați blocajele în experiență, transformați și călătoria voastră în vindecare, puteți să manifestați vindecarea de decepții, de iluzii și chiar să manifestați fericire, chiar dacă ați avut parte de oameni, ia uite, care v-au mințit, v-au, cu care v-aș certa, sau poate altă persoană, dacă nu sunteți voi, nu știu cine e aici. Citesc pentru voi, poate apare altcineva din, nu știu, hai să vedem continuare. Trei de cupe pentru leuți și leuțe. Trei de cupe. Clarificăm trei de cupe. Ups, justiția. Dar... șase de cupe. Interesant. În momentul în care transformați, am zis, blocajele și greutățile și decepțiile, ați văzut cărțile, da? Printre prieteni apare un personaj care vă echilibrează viața. Face parte, vedeți, cu valetul de cupe și șase de cupe și, și copilul divin, soarele, regina de bâte, iaute, care vă dă încredere. Asul de cupe, ce frumos! Și acum, în această perioadă, cineva care vă vindecă, vă dă încredere, regele de bâte, merge spre regina, spre cavaler. Vă învață cum să vă iubiți, cum să vă creați viața, cum să vă bucurați de viață. Da? Cum să comunicați din suflet, cum să împăcați și cum să îi vindecați și pe alții. Pe cei care vreți, evident. Poate voi faceți asta cu cineva, nu știu, dar deocamdată justiția în acest context cu cărțile pe care le văd poate să aducă momente frumoase. Hai să vedem 8 de spade. 8 de spade. Regina de spade. Și asul de bâte. S-ar putea să aveți două persoane în preajmă. Persoane care vor începuturi cu voi.
Dar pentru unii dintre voi există un personaj cu marcaj puternic în semn de aer, care are un blocaj mental. Această regină de spade poate să fie balanță, poate să fie geamă. Nu știu dacă e vărsător, pentru că poate și vărsător. Sunt toate semnele de aer și de apă și de foc. Hai să mai vedem. Asta. Dacă cumva există o situație de trio, o persoană se gândește cum să vină să își exprime pasiunea față de voi. Îi consumă foarte mult faptul că nu pot să aibă victorie, că nu pot să vă aibă interesant cu mine mesajul. Se consumă foarte mult. Lucrurile astea sunt nemanifestate. Ar vrea să le manifeste. Marcaj puternic în semn de aer. Sau, nu știu, hai să mai vedem. Că tot am vorbit de copii, de chestii de astea. Sau poate a avut o aventură. Personaj căsătorit, justiția, o aventură. Și acum e blocat pentru că e blocat mental, pentru că apare copilul, se pune problema într-o aventură de copil. În fine, valetul de cupe. Sunt multe mesaje, vă rog frumos să le selectați care sunt pentru voi. La mine nu se aplică chestia cu copilul, dar poate la alții, eu știu, valetul de cupe. Hai să vedem. Valetul de cupe. Pentru leuci, leuțe, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, iată. Trei de bâte. Așteptare. Ori așteptați comunicare emoțională, ori așteptați să vină cineva de la drum să-și exprime dragostea. Sau așteptați un copil, unii. Nu voi, altcineva, nu știu. Așteptarea unor emoții inocente, unor energii inocente. Ia uite, un capitol, mai, deci mi-apare copil, mai, mi-apare copil, nu știu de ce mi-apare copil. Pentru cine ar fi, vă rog frumos să-mi clarificați, nu e pentru toată lumea, nu, nu vă speriați, dar pentru cineva clar e. Un nou capitol. Asul de cupe. Clarific. Wow, ce-a sărit. Nu, vreau să încă o dată. E o chestiune de maternitate până la urmă, dar hai să mai vedem. Și un nou început. Ia, asul de cupe, te rog frumos pentru lei și leuțe. Iulie aproximativ, asul de cupe în viitor. Asul de cupe, iată. Vindecare. Vindecare în primul rând de trădări. Dacă cineva v-a trădat într-o aventură cu un copil, cu ceva, vă vindecați. Vă vindecați. Asta e cel mai important. Cel mai important, îndrăgostiți. Iar un nou capitol. Îndrăgostiți într-o formă sau alta, arată și echilibru. Vă regăsiți în această nouă direcție în care vă vindecați, vă regăsiți echilibru masculin și feminin. Cine nu a avut încredere își regăsește încrederea, vitalitatea, devine stăpân pe situație, poate să fie o energie masculină, părăsită, în copilărie, la un moment dat, în cuplu, nu știu cine, dar regele de bâte invers devine împărat. Sau dacă ați avut, doamnelor, de-a face cu bărbați neserioși. Această vindecare vă va atrage echilibru și poate un bărbat serios. Împăratul, clarificăm împăratul. Pentru leuți. Ia uite. Asul de monede. E o chestiune de blocaj. De alegeri, iar. Am zis de la început alegeri. Se poate manifesta ceva nou de durată, dar după ce alegeți. Hai să mai vedem o carte. Mai dăm o carte. Pe doi de spade și împărat. Mai dăm o carte. Pe doi de spade și împărat. Împăratul poate să fie și un bărbat căsătorit. Care poate a înșelat. Pare v-a pus într-un triunghi amoros.
N-a fost... Ați văzut voi cum fie. Regele de cupe. Asta e, trebuie să alegeți între. Eu știu, o nouă dragoste. Sau un personaj care are emoții profunde față de voi și e protector și un personaj care a vrut controlul, care a fost căsătorit și s-a purtat ne... Nu știu. Cum aplicați informația aia? Cum aplicați informația în viața voastră? Dar aveți de ales. Aveți de ales. Da. Învățați-vă să vă protejați puterea. Pentru că numai așa puteți să renașteți. Eventual renașteți dintr-o familie. Vă transformați conceptul de familie, de stabilitate, îl transformați. Cred că și o persoană stabilă vă ajută în această transformare, dar 6 de cupe. Leuți, 6 de cupe în viitor. Wow, 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 4 de monede. Și... de cupe. Vreau să văd și soarele ca să zic exact. Da, cineva jonglează. Posibil. Mai. În momentul în care voi alegeți vindecarea și oamenii care sunt profund și vă iubesc profund, probabil că cineva, 6 de cupe înseamnă și împăcare, va ține foarte mult să aibă în continuare aventurile pe care le are. Și dacă vine să se împace, aveți o grijă cu cineva împăcați. Da, zic, fiți foarte, foarte atenți. Asta pentru că e 2 de monede. Hai să ne soarele. 2 de monede fiind, ați văzut și voi, cineva care jonglează, ați avut strategii diferite. La voi a apărut. Aveți de-a face ori cu oameni care schimbă comportamentul cu voi, se poartă într-un fel cu alții, altfel. Ideea este că da, bine, e frumos să fii tot timpul corect, să fii autentic. Poate că și unii dintre voi vă adaptați comportamentul. Da, soarele. Mă bucur că totuși după 6 de cupe... 5 de cupe și soarele. Aș spune că regina de bâte... Cineva va rămâne visând la voi. Cineva vă va regreta, așa simt. 5 de cupe. Cineva vă va regreta. Va regreta că v-a pus într-un triunghi amoros, va regreta că nu a fost corect, corectă cu voi. Cineva va regreta și voi vă veți bucura. Regina de bâte. Încrezătoare. A mai fost regina de bâte, da? Mai dăm o carte. 5 de cupe. Soarele. Și dacă ați fost triști, va veni soarele pe strada voastră. Va veni dragostea, măi. Asul de cupe, regele de cupe. Pentru unii, în acest context, poate să fie un suflet pereche care va ține foarte mult la voi. Poate să fie mai tânăr, nu contează, sau mai tânără. Hai să vedem. Mai dăm o carte pe soare și pe 5 de cupe. Soarele mai puternic decât 5-ul de cupe, da? Clar. Nu știu dacă veți plânge voi, cred că ceilalți vor plânge. Yeah. Da. Exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme au picat. Regele de spade, fanteziile și 7 de bâte. Învățați să blocați oamenii care v-au creat confuzii, care n-au fost corecți. Regele de spade a venit așa. Care n-au fost corecți cu voi. Au creat confuzii, au avut opțiuni, s-au jucat cu opțiunile, ne? Că dacă scuceritori sunt interesanți, nu? Vă vindecați, temperanța. Asta este soarele. În primul rând, vindecarea de acești oameni care v-au pus în situații neplăcute. Și, dragii mei, eu am vorbit acum de copil, pentru că a apărut, v-am arătat cărțile.
Poate n-are legătură cu copilul, poate vreo colaborare, vreun proiect. Copilul acela e un proiect. E copilul interior care s-a simțit părăsit. Și vă eliberați de cei care n-au eliberare, da? N-au avut timp să manifeste latura frumoasă a unei relații, aș spune. Și învățați. Se deschide o nouă ușă. Și rămân la acel mesaj, o ușă în care vă găsiți stabilitatea, dar prin dragoste și prin eliberarea. Vedeți? Aici e un portal, e un doi, da? E un portal. Eliberarea de ce a fost în control, în umbră, și este în lumină, în sacralitate, aș spune. Se pare interesant. Dar, probabil, chestia aia cu copilul, fiți atenți totuși. Nu știu pentru cine e, pentru că e talare general. Sunteți, vor fi mii, vor fi niște mii de vizionari, da? Trebuie să înțelegeți că unii au soare, alții ascendent, altul lună, altul Venus. La fiecare informație se așează într-un fel. Sau, poate unele informații nici n-au ce căuta în viața voastră. Dar unele cu siguranță vă vor transmite ceva. Mesaj de la înger pentru lei. Wow! Îmbrățișați-vă emoțiile. Cineva... Ah, ce frumos, o nouă, I love you. Fii autentic. Și cineva vă va spune. În primul rând, voi trebuie să vă spuneți vouă că vă iubiți. Ca să vă vindecați de decepții, să fiți autentici. Am văzut strategiile. Să învățați și pe ceilalți, cum am zis mai devreme, să fiți autentici. Să fie autentici. Și aș vrea totuși să pun pe justiție încă o carte. Care picăm de valută de cupe. Nu și până 10. Aș spune că învățați din blocaje și din greutăți. Mai dăm și pe valetul de cupe și justiție o carte. Pentru că zice îmbrățișați-vă emoțiile. E un moment de bucurie, nu știu, poate sunteți bunici, poate sunteți mătuși, nu vă fixați doar pe viața voastră super, super personală. Valetul de cupe, justiția. Mai dăm o carte. Pe acel complex. Hai, valetul de cupe, justiția. Poate copilul vostru are un moment deosebit cu prietenii. Că tot vorbeam de... Valetul de monede. E un început frumos. Pentru cineva, nu știu pentru cine, dar pentru cineva e un început frumos. Ups. Ce drăguț. Asul de cupe, faetonul, 8 de monede și asul de cupe. Se va echilibra viața cuiva printr-o întâlnire cu cineva care poate să pară mai tânăr, mai tânără, dar care aduce echilibru, care se implică, muncește în relație. Foarte frumos. Nu știu, vedeți cum... Ia, cavalerul de cupe. Nu știu, va fi ceva frumos. Cineva va declara cu valetul de cupe că vă iubește. Cineva va veni de la drum și va dori să se implice în această situație. Și poate din valet ajunge rege de cupe în timp, prin această de două ori asul de cupe, prin această ofertă și exprimare a iubirii. Și cine n-a fost corect față de voi, va regreta că acum voi sunteți fericiți. Veți fi fericiți. Și dacă ați plâns cândva, vă eliberați de lacrimi și vă veți bucura de viață. Foarte interesant. De viață, de dragoste, de vindecare. Nu degeaba a venit, îmbrățișați-vă emoțiile. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pun numai bine. Ciao, ciao! Hai, închide-te!